Geronimo! Au! Au! Sunt destul de înalți copacii ăștia, nu mă așteptam să mă lovesc atât de tare, dar oricum, bine te-am regăsit pe breasla haiducilor! M-am ocupat puțin de câțiva copăcei pe această insulă să nu rămână atât de golașă, pe viitor voi face și câțiva mai micuți, însă lăsăm asta cu altă ocazie. Momentan, vreau să mă ocup puțin de construcția pe care am făcut-o ultima dată, și anume, exteriorul este gata, dar interiorul mai are nevoie de câteva modificări, așa că hai la treabă! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. La parterul clădirii cel mai probabil voi face doar niște scări care duc până la etaj, unde va avea loc vânătoarea de capete, un minigame concurs ce va dura destul de mult și pe parcursul căruia vreau să fac rost de toate capetele de pe server, nu doar de la player și de la mob, veți vedea pe parcurs. Momentan am pregătit această cărticică unde e invitația, premiile și desigur o mică explicație. Haiducii trebuie să vină până aici, la intrare, iau de acolo o hârtie, o redenumesc cu numele lor, după care o lasă înapoi în cufăr și de început dau o tură până la toți haiducii să le dau aceste invitații. Pentru că e cel mai aproape, am zis să vin la Dark prima dată, că e fix aici lângă și ia uite-l în partea aia. Ei, salut Dark! Salut, salut! Hello, mă, ce cauți pe aici? Nimic, am venit și eu într-o plimbare, nu, ia slab-ul ăsta, poate ai nevoie de el. Ce să fac cu el? Nu știu ce să faci cu el, că uite, vreau să-ți fac aici niște modificări, așa. Te-ai gândit să-mi dai mie upgrade? Da, am zis să-ți dau un pic de upgrade aici. Ok, hai să-mi cap. Cum fac? Bă, de ce să pune capul sus? Așa, gata, am rezolvat. Gata, atât. Sunt un somon sau cum? Nu ești, citește, mă, nu știi să citești, deschide cartea și... Mă pui să citesc, a? Da. Concurs de capete. Da. Frumos, frumos, frumos. Îmi plac reward-urile. Cel da. Primul sună, e frumos rezultat. Păi o să le am până terminăm concursul. Am înțeles, deci dacă vrei să particip, te sper la coordonatele astea. Da, e acolo la intrare. Fiecare își pune fiecare cu un cufăr acolo cu ce capte a strâns sau ce? Nu, o să vedeți, momentan numai vă înscrieți și după vă explic cu regulile, cu chestii, o să fie, da. Deci să înțeleg că nu trebuie să vin, nu poți să vin cu capete în avans. Nu poți să vin cu capete în avans, că le cer eu, o să vezi pe punctaje, pe chestii. Am înțeles. Ce mai zici, man? Mă nu te-am văzut de viață. Măi, ce să zic, uite, am venit până la tine prima dată să-ți las asta, că ești cel mai aproape. După aia mă duc până la tunet și mai văd eu că din partea aia până aici una, două am venit. Vrei să vii cu mine? Facem o tură până la toți să-i duci? Hai că vin, că oricum n-am, voia să fac altceva, dar hai lasă că facem mai târziu acel lucru. Ok, hai, dăm atunci o tură până la tunet, până la Chobi, le lăsăm acolo hârtiuțele. Să fie invitații pentru toată lumea, că vreau să participe cât mai multă lume, să merite premiile alea, că ai văzut și tu ce se dă pe acolo. Mă, vezi că merită, cel puțin netherite-ul ăla, și nu mă uită, al doilea ce era, beacon și al treilea nu știu, la al treilea era jumătate de stack de blocuri de fier, deci... Ca să nu merg singur, l-am chemat pe Dark cu mine într-o plimbare pe la toți haiducii, iar când am ajuns în apropierea statuii Warden-ului, am zis să explic și lui ce se întâmplă acolo. Am povestit cu Peter deja, cu Panda, cu Puff despre chestia asta. Așa. Băi, rău ce se întâmplă și s-ar putea să ajungă și spre tine dacă nu facem ceva în legătură cu asta. Vezi statuia, nu? Așa. Ok, hai să vezi ce e pe lângă statuie. Deja cred că observ ce e pe lângă statuie, Ia uite cât scălco a ieșit de la statuia asta. Când am fost eu cu Dani, parcă era mai puțin. Păi, da, era. Și n-a zis nimic, Dani, despre chestia asta? Mă, era, când am venit cu Dani era, dar n-a zis absolut nimic, am zis că mă, așa o fi pe aici zona, nu știu. Bă, nu, e de la Warden-ul ăla, nu știu ce se întâmplă, că se extinde scălcul în continuu prin părțile astea, merge și spre Puff, în spate, merge spre zona noastră. Păi și cum oprim acest... Păi am zis că trebuie să facem o ședință, un consiliu haiducesc în casa lui Dani, acolo la etaj. Și să ne luăm de el, că până la urmă el a venit cu statuia, au adus Warden-ul să se ocupe pe aici de... scăl cu ăsta. Nu cred că se ocupe de nimic, da? Bă, eu ar trebui să se ocupe, adică, pe bune, din vina lui avem atâta scăl pe aici. Și să extinde în continuu, că pe zi ce trece... Uite, astea nu erau aici când a venit ultima dată.
Aha. Deci uite și păi în nu. Partea asta cât s-o extins, bă, că era numai un pic, era până la șricărul ăsta, că țin minte. Și s-o extins până în partea aia, na. Eul! Mamă, dar urât fac astea. Da, foarte urât fac astea. Na, trebuie să discutăm cu Dani. Dai cu ouă să fugă? Nu cred că e frică de un nou amărât, sincer. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu, eu zic s-a supărat pe mine. Da, vezi, mori. Dacă dai cu ouă în el, hai să mergem de acolo. Dar acum unde mergem? La Ionuț, mergem la Ionuț în partea asta. Ok. Da, că e trunchiul de copac al lui. Fii atent, dacă tot suntem aici, ia, urcă în barcă. Geronimo, ne-am dus. Așa, gata, până aici ai plătit. După ce am terminat de lăsat invitațiile pentru vânătoarea de capete tuturor haiducilor, l-am întrebat pe Dark dacă vrea să plecăm în căutarea unui Tide Armor Trim pe care îl dropează Elder Guardianii din Ocean Monument și a acceptat, așa că am plecat în aventură. Darkule, am fost la celălalt, era lutat, hai că poate ăsta nu a fost lutat. Hai să vedem. Trag aici ochelarii de scafandru pe față. Puneți ochelarii de scafandru, ia bărcuța. Lăsa barca aici. Las acolo. Ce? Ia mă bărți, auzi la el, lași, faci mizerie, gata, am luat eu, hai să mergem. Păi dar nu faci mizerie. Mă, n-am luat încă efectul ăla, deci cred că ai zis tu bine că și ăsta ai lutat. Măi, eu din câte ții minte, nu ți-e efectul instant cu minte. Măi, ar trebui să-ți iei, cel puțin. Eu știu că te plimbai o perioadă până el, pe lângă el, ca să-ți iei efectul ăla. No. Nu ți-l dau automat. A, uite, iar l-am luat în sfârșit. Ei, dar unde o fi acum întrebarea? Mă, știu eu unde să știi, hai după mine. Că am mai fost, am mai bătut din ăștia pentru armor primuri. Cred că poți să trântești o ușă. Poți să trântesc una? Ia, uite, că l-am găsit. E fix în față. Îi dai tu cu looting-ul, da? Eu numai așa îi dau. Eu îl feliez un pic. Unde fugi, bă? Nu fugi. Aoleu, stai că dă. Să mă retrag un pic. Așa. Dă-i cu looting, ăla-i. Ce-o căzut? Capul lui. Iar același lucru s-a întâmplat și la următorii 7 gardieni ne-au dropat doar capul și câte un burete până când am ajuns la cel de-al 9-lea. Hai, dă-i, Darkule, dă-i. Dă-i să pice ce trebuie. Iară capă și nimic. Ia uite-l, bă, în sfârșit. Voiam să mă dau bătut după asta, pe bune. Chiar voiam să mă dau bătut. Am 9 capete. 9 capete? Păi, în condițiile în care fiecare ți-o dropat ceva, am fost în 3 d-astea. A, da, de fapt da, așa e. Da, am fost în 3 plus ăla 1 la început care era bătut, deci... Acum mai trebuie să stăm... 30 de secunde numai. Yep, hai că de data asta i-am bătut în timp util. Mamă, nu mai dați, bă, animalelor! Ce dau ăștia? Au spart pantalonii, bun. Ți-o spart pantalonii? Da. Hai că mergem la bază și facem o schemă. Șefu, hai să facem împărțiala. Ei, hai da, ia-ți ăsta, într-un rând. Da, stai că dacă tot mi l-ai dat... Asta, aici ești tu pe ele. Ok. Ia un cap de ăsta. Mulțumesc. Și ăla de... Ia tu 5 de-astea de Elder. Să fie primite, hai că zbune acolo. Așa și altceva, nu știu, vrei sponge? Nu. Bine, cei de sponge poți să iei de la mine. O bucată, okay. Că am 15 și să fie 16 sponge-uri la mine. Atât. Așa. Am un stack și 16 sponge atunci. Forță și fii atent cum facem. Mă, urât fac ăștia, stai, nu știu cum pot să... Da, eu nu-i aud, îți zic sincer. Uite, unul ție, că m-ai ajutat foarte mult fără looting-ul tău. Dacă am stat 9 cu looting, îți dai seama că trebuie să bag vreo 20. Era 27 așa, cred că. Da, hai să nu. Și, ia uite, că ziceam de conduit, îți las ăsta, blocuri ai? Am și blocuri, am luat. Ok, îl pui tu pe unde vrei și pentru că tu folosești Thorns? Mă, da și nu, depinde. Da, probabil să folosesc, dar deja m-am lăsat un fără pantaloni. Ok, ia uite. Ca să ai o pereche de pantaloni. Să rămână și cu enchanturi cu de toate. Da, full mult. Acolo, să te așa, să nu stai în fundul gol pe aici când dai palpitații. Mai scutit o piesă de armură. Mă întrebe doar cine mă trebuie pe el. Swiftsnick. Așa de la. Mă, Swiftsnick 3 am eu, cumperi? Mă cumpăr, dar momentan vreau să cumpăr niște de astea. Să iau, că tu ai zis că ai upgrade-uri de la Netherite. Am upgrade din Netherite. Păi fii atent. Cartea asta cât e? Un bloc de diamant, că totuși e Swiss Nick 3.
Ah, ok, dar n-am tot diamantul la mine, lasă că ți-l dacă ți-a duc. Lasă că ți-l dau acum și mi-l aduci tu când poți. Mm-hmm. Bun atunci. Mamă, am inventar full de toate. Ah, perfect, bun, atunci, bun. Hai să vedem, hai să mă duc aici la tine, să-ți... Hai la cumpărător, da, cum să nu, hai că eu îți prezint aici la magazin, cum să nu, haide că... Plouă din păcate, da, aia. Las că e bine, om. Deci, după cum poți observa, avem aici o barcă, minunata barca trimurilor, făcută din cel mai bun lemn de mangrove. Asta zici că e făcută din prisma, e să dă nebii. Păi asta este o armură de gold cu trim Silence de diamant, un trim foarte bun pe care îl găsești aici la minunatul preț de doar 16 diamante. Uite cum ai cumpărat cineva, la cât de bun e trimul. Așa, bă, nu știu, momentan vreau doar de ăsta. Doar de ăsta? O, mulțumesc, păi, apreciez. A rămas fără diamante, ne, mai am 15 cred că acasă, doar genul. Te înțeleg, că sărăcia e mare și la mine am, fii atent, două diamante. Deci, astea sunt toate diamantele mele. Trebuie să... A, bă, mai astea din cufere, cum adică? Păi alea, știi ce se întâmplă cu astea? Duplic Tied Armor Trim și Vex Armor Trim. Ah, ok, am înțeles. Deci să duc imediat astea. Deci practic asta e... Tu nu prea ieși pe profit din toate chestia asta. Cum să zic? Mai facem un profit, mai reinvestim ce facem. E grele cu armor trimurile, dar o să fac un shop mai mare în partea aia cu mai multe oferte și poate. Ia și niște pești acolo, băiție. Mulțumesc să fie primis. Da, eu voiam armor trimul, am și niște gold, e bine. A, și fii atent, asta e gratis, că ziceai tu că vrei smite 5 și am numai smite 4, dar te descurci. Seara una. Văd eu de unde mai fac rost, nu se mai... Mai 4 e mai posibil de făcut rost decât un mai 5. Aia zic, te descurci tu pe acolo. Mhm. Și eu te las, mă duc să văd ce mai au băieții ăștia pe aici. Da, cum, spor și... acolo și ne auzim atunci. Păi da, normal. Zi plăcută, pa, pa. A fost o zi mega productivă pentru că am făcut rost de un nou armor trim și pe lângă asta a trecut foarte mult timp de când am povestit cu Nenea Panda și m-am dus să iau acest Vex Armor Trim împreună cu Nenea Peter, așa că într-un final le voi pune la magazinul de trimuri. Hai în partea asta să iau diamantele, în total 48. Iar atunci le pot înmulți, bam, 2 și 3 Vex Armor Trim, iar în partea asta 3 Tied Armor Trim. Rămân cu 20 de diamante, voi pune momentan numai 2 la vânzare și dacă se cumpără le mai multiplic. Atât frumos în partea asta, însă îs foarte curios la ce preț să le pun. Cred că Vex-ul ăsta ar merge la 16 diamante. Și de ce 16? Ei bine, ai demers 10.000 de blocuri în căutarea unui mansion. Deci ori vin partea asta și dai 16 diamante, ori te plimbi 10.000 de blocuri, cum am zis. Și tide-ul ăsta o să-l pun la 12. Deși ar merge la 16 pentru că, să fiu sincer cu voi, îi destul de greu de obținut, dar nu arată atât de bine și nu cred că va fi prea multă lume interesată de el. Gata cu treaba pe la magazin, acum să vă povestesc ce am făcut pe live-ul de duminică. Pentru cine nu l-a văzut sau n-a apucat să intre, ei bine, m-am ocupat de această peșteră de sub construcția de ultima dată. Mai exact aici, dita mai peștera de ametist. Cu un mic detaliu aici, niște mol, plouă la fix! Păi prima dată când plouă la fix. Deci pentru că plouă se formează acest nămol pe aici și muncitorul nostru Colpir, pentru că el m-a pus să muncesc în magazinul lui Demos, eu o să-l pun aici, da? Să fie săpător șef. Ia uite, exact în partea asta. Bun, i-am pus capul și acum dăm cărticica. Așa, să îi pun niște mânuțe. Atât, i-am pus mânuțele, după care trebuie să-i scot baseplate-ul ăla și să-l pun că minează. Avem aici un preset de minat sau ceva asemănător. Pointing running oare? Cred că da. Da, ia uite, și dacă i-aș pune un târnăcop în mână, da, ar fi aproape la fix. Ridic un pic mâna asta, îl dau pe el mai în spate și perfect. Dar mă voi ocupa de lucrul ăsta cu altă ocazie. Momentan vreau numai să-l pun aici ca muncitor. Acum a venit momentul să mă
ocup de interiorul acestei clădiri, dar totuși ce în partea asta, mersi de carte Dark, mamă câte semne au pus pe ea, mulțumesc și eu de diamante Dark, apreciez să fii acolo, am în total 29 de diamante, hai că suntem bine și mă apuc de treabă că interiorul ăsta nu se face singur. Ar trebui și niște lumină în colțul ăsta, dar cred că pe colțuri aș mai veni să nu fie atât de pătrățos cu niște stone în... Ce bă? Ce faci, mă? Salut, Dark, salut! Acum nu mai scap de mine ce să faci, aia e. Aole, ce vânt te aduce pe aici, ia zi. Băi, fii atent, am venit să te fac, să te combin pe un deal, pe niște chestii, dacă ai chef să te bagi. Aoleu, mă combin. Fii atent, hai în partea asta să-ți arăt un pic, să-mi dai cu părerea și după ce mă ajuți, mă combini. Că eu nu mă las ușor, să știi. Nu, eu cred că o să te lași foarte ușor. Nu, eu nu mă las ușor. Ia, o să-ți placă, gen. Eu să stau cu spatele la perete. Ok. Ia, cum se pare până acum interiorul ăsta? Mă cam din scurt așa scările astea, dar arată bine, arată interesant. Dar nici n-am cum să le fac altfel ca să nu ocupe nici prea mult spațiu, știi? Că oricum intri, vii direct la etaj și teoretic aici va veni, în zona asta, intrarea către, cum se numește, către vânătoarea de capete. Ok. Aha, da, deci aici va fi. Păi și atunci ușa asta dispare de aici, bănesc. Da, dispare și aici vor apărea capetele. Eventual, nu știu, 3 pe partea asta și 3 pe partea asta. 6 capete în fiecare săptămână. Aha, ok. Da. Să vină așa cu item frame-uri și le pun oamenii. Și atunci, cam așa cred, mă rog, mai văd eu. Ăla-l pot sparge? Nu, îl pot sparge. Așa. Ok. Da, deci... Per total îți place, nu? Arată ok. Nu, arată interesant. Dacă ai făcut clădirea asta doar pentru vânătoarea aia de capete, ești nebun. Da, și poate sus, eventual, să-mi fac eu chest room-ul. Nu știu, mă mai gândesc. Deci, fii atent. Ia aici. Zi. Am o afacere, vreau să încep o afacere și o fermă pe care tu nu o poți refuza. Două sezoane nu mai refuza cu ea, dacă mă refuzi acum. Deci, vrei să faci iară ferma imensă de gold, da? Normal, îi vezi pe ăștia mici? Da, îi văd pe ăștia mici, ăsta-i mei și mă bag, gata, mă las ușor aici, nu. Și fii atent, de data asta mi-a început că cineva cu noi, că să ne fie viața mai ușoară. Ok, pe cine, azi? M-am găsit cu Adi mai devreme. Ah, cu Ganicus, paoleu, perfect, că Ganicus e cartofarul șef, îl face morcovar șef, așa-i? E și morcovar șef și cartofar șef, ești nebun? Ăla-i perfect. O să ocupe el de chestia asta, așa, e o mică parte din ce diamante facem după urmă la morcovi. Practic îi dăm și lui acolo și dacă ne ajută și la fermă, gen, să o construim, îi dăm și din gold după care le vinde pentru bicare. Mamă, ce perfect, zici, vreau, normal, că ia uite, vezi cât de mare e zona asta, îmi trebuie o tonă de bicăne ca să prindă cu regeneration, cu strength, cu toate alea. Am înțeles. Da, deci te bagi, da? Normal că mă bag, normal. Și uite, perfect, dacă toți am cerut părere, așa. Hai că mai vreau să-ți cer o părere, ce zici de peștera asta? Nice. Da, avem cam incompletă oarecum. E incompletă pentru că, uite, mai avem nevoie de un muncitor. Aici l-am pus pe Colpir. Colpirul nu muncește. Aici trebuia un Dani, nu Colpir. Da, păi Colpirul nu muncește și Dani nu muncește în partea asta altă, dar momentan nu cred că am cap. Ba, am capul lui Dani. O să îl aduc. Simpatic. Ce simpatic să aud pe aici când mergi. Da, e drăguț pe aici. Și o să am și un minecart plus cobor sticluța aia cu ametist mai jos un pic. Și aș vrea să deschid odată Dani magazinul ăla de nămol și atunci să pot cumpăra de la el, că momentan, băi, cât stai să faci nămolul ăsta, incredibil. Te cred. Eu încă nu știu cum să facem nămolul ăsta, așa că... Nu știi cum să... fii atent, îți trebuie... Hai că te ajut un pic să înveți despre nămol. Secretele nămolului, eu le-am învățat de la Colpir, tu le înveți de la mine. Bun, așa. Deci, fii atent, ne trebuie o sticluță, trebuie să am eu aici, uite. Și m-am speriat de ăștia. Ia, ai tu o treabă cu ei tot timpul când vii. Deci, fii atent, ce avem nevoie? Ne trebuie în felul următor, da? O bucată de dirt. Folosește sticluța asta, dă-i la dirt să bea apică, dă-i. Așa, bravo, dirt bun, ai băut apă. Ia-l și combină-l cu uitul ăsta. Și trebuie 4 blocuri din alea ca să faci un brick. Aha.
să mergi parcă mâna? Ah, măcar da, aparent, aparent funcționează. Nice! Mișto așa. Ah, ok, deci e ușor de făcut. Da, astea sunt secretele nămolului. Nici, deci, e ușor. Practic, practic încă îmi trebuie o fermă de uit. Da, exact, îți trebuie o fermă de uit. Dar ce vrei să-l folosești okay. pe acolo, pe la tine? O să am nevoie probabil pe viitor. Am înțeles, am înțeles. Arată interesant, parcă îmi place cum arată blocul. Mă, îți urez succes, că e ușor să faci o bucată. Ia mă, lua niște morcov, daur. Bă, nu, că vin după tine, ia-i morcovul înapoi. Că după aia vin după tine și strică lesele. A, bine. Da, 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 nu-i bine cu ăștia să le dai nimic, că ăștia trebuie să stea fără. N-au drepturi la nicio chestie din asta, jucărie, nimic. Am înțeles. Da, da, da. No, bun, pe atunci eu te-am lăsat. Aia, asta a fost tot ce am vrut să... Asta e perfect atunci, perfect. Asta e tot. Face mega afacere, mă chemi, adunăm acolo magma cube-uri și tot ce mai... Facem. Da. Vedem noi când, da. Să fii informat în timp, ca să știi, să nu te sperii când... Mă anunț. Dacă zic, bă, hai să ne apucăm de fermă, să știi de ce, adică nu... Da, 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 păi știu, știu de care fermă, îți pregătit, uite, îți las astea ție drept cadou că m-ai chemat în afacere. Bun. Poate ai nevoie. Bun, atunci, hai, spor atunci și ne auzim noi. Mersi, ne auzim, pa, pa. Îmi place super mult propunerea lui Dark pentru că vom avea cea mai șmecheră fermă de experiență plus o grămadă de diamante din goldul ăla. Avem o clădire pentru leapșa? Pă bune? Stăteam și mă uitam la ea că de unde a apărut mausoleul ăla imens acolo și să înțeleg că da, colpiri se distrează, dirt în partea aia, cobblestone în partea aia, aia. Totuși, în partea asta îmi zicea Eddie că aș putea plasa o comandă. Asta e pagina 2, hai să vedem aici. Bine ai venit la magazinul chestie. În cazul în care ești foarte dornic în ale construitului și nu-ți ajunge lemnul din magazin, nicio problemă, avem soluția perfectă. Poți plasa o comandă specială în una din cărțile prezente în barrel sub acest format. Numele tău, tipul de lemn, cantitatea. Nu uita să semnezi cartea și să o pui înapoi în barrel, iar noi te vom contacta. Ia uzi, deci în partea asta, bă, da, multe cărți, una dintre cărțile și numai una. Ok, hai să vedem, deci nume, punem aici, blue, așa, cum era că trebuie să văd aici, trebuie să verificăm formularul, tipul de lemn, tipul de lemn, așa, dark oak, și acum cantitatea, hai să fie 54 de stack-uri, da, deci avem 54 de stack-uri de dark oak, frumos, și se semnează comandă blue, perfect, am comandat aici 54 de stack-uri de dark oak, voi avea nevoie pentru următoarele construcții și deși are în partea asta 27 de stack-uri, am zis să dau comandă pentru că mi-a spus el, domnule, îți dăm mai ieftin, eu nu prea am diamante, așa că e numai bine dacă ies la 48 de diamante, 54 de stack-uri. Acum, la construcția asta cu leapșa, vreau să văd foarte repede care-i faza cu ea, mamă, ce șmecher au făcut, exact așa, vreau să fac pe colțuri, acolo la intrarea în căsuța, unde va avea loc vânătoarea de capete. Și văd că aici avem lecternuri, Mr. Puff i-a dat leapșa lui Colpir în episodul 3, am înțeles, ca să ținem așa ordine cronologică, bă ce șmecher. Și ia uite, dacă vom face rost de capetele haiducilor, vin în partea asta și ajut clădirea de leapșa cu căpățânile noastre. De început voi pune capul lui Puff aici și după vedem în funcție de locul pe care și-l alege fiecare haiduc, iar în partea asta, nici nu știu, un cap de Warden vom vedea când va fi momentul. Totuși, vânătoarea aia de capete ne va ajuta super mult pentru că până la final vom avea toate capetele care există în momentul de față în Minecraft.